Salutare! Astăzi călătorim pe meleagurile Greciei și descoperim frumusețea unui peisaj natural unic, în vârfurile căruia clopotele sparg liniștea văzduhului. Mă refer aici la așa zisele mănăstiri suspendate în aer, căci anume astfel se traduce termenul grecesc meteora. Localizat pe teritoriul Greciei centrale, mai exact pe câmpia Tesaliei, așa numitul coș de pâine al Greciei, peisajul meteora se aseamănă cu o pădure de stânci, iar mănăstirile reprezintă unul din cele mai mari complexe monastice din Grecia și din întreaga lume ortodoxă după muntele Athos. Stâncile meteorei constituie o formațiune geologică unică. Dacă e să ne referim la primele urme umane, atunci cercetările arheologice dovedesc existența lor în această zonă încă din perioada paleolitică, iar săpăturile din peștera Teopetra, situată la 3 km de meteora, au pus în evidență faptul că zona a fost continuu locuită între paleoliticul mijlociu și sfârșitul perioadei neolitice. În ce privește proveniența stâncilor gigantice, un număr mare de istorici și geologi au emis numeroase teorii, iar cea mai veridică este a unui geolog german, potrivit căruia, în zona Tesaliei ar fi existat o întindere mare de apă care s-a retras, iar odată cu trecerea timpului, eroziunea cauzată de ploi, precum și alte schimbări geologice, au conferit stâncilor forma pe care o au în prezent. Multe persoane au presupus că meteorele nu sunt altceva decât rezultatul lipirii unor meteoriți de scoarța terestră. În realitate, numele de meteor a fost atribuit acestor minuni ale naturii abia în secolul al XIV-lea, când pe cea mai înaltă stâncă din acest superb aranjament geografic, numită Platilitos, în traducere piatra lată, călugărul Atanasio a construit cu migală, răbdare și credință nemăsurată o mănăstire pe care o va numi Meteoron, ceea ce din limba greacă se traduce drept suspendat în aer. Mănăstirea se află la înălțimea de 613 metri față de nivelul mării și era numită Megalometeora. Ulterior, de vreme ce au mai fost construite mănăstiri deasupra stâncilor, denumirea s-a extins asupra întregului complex. A înflorit astfel o comunitate monahală organizată în 24 de mănăstiri, dar în urma numeroaselor invazii ale turcilor, în secolul al XVII-lea începe declinul complexului, iar astăzi doar 6 mănăstiri își continuă activitatea. Este vorba de mănăstirea Schimbarea la fața lui Hristos sau Marile Meteor, mănăstirea Varlam, denumită în cinstea călugărului Varlam, care în jurul anului 1350 înființează o capelă și câteva chilii, Mănăstirea Sfânta Treime, Mănăstirea Sfântul Nicolae, Sfântul Ștefan, Mănăstirea Rusanu, numele căreia provine de la satul Rusana din Tesalia, în care s-a născut cel dintâi ctitor. Un alt document nedatat, adresat lui Vasile Lupu, este un hrisov deosebit de prețios, deoarece poartă 21 de semnături de stareți și demnitar bisericești. În această scrisoare de ajutor ierarhii de la Meteora, amintesc domnitorului moldovean că așa cum sprijină bisericile Ierusalimului și Athosului, să nu uite nici meteorele. Mănăstirea Bucovăz din țara românească va fi închinată mănăstirii Varlam în anul 1585. Tot aici se păstrează o broderie românească dăruită de marele Ban, Preda Buzescu și soția sa Cătălina. Dacă vă întrebați cum e posibil să ajungeți în vârful stâncilor, atunci trebuie să știți că accesul spre mănăstiri este facilitat de poduri și scări săpate în stâncă. Fiecare mănăstire are sistemul propriu de aprovizionare, care funcționează pe scripeți, frânghiile fiind înlocuite de cabluri masive. Complexul Meteora este vizitat în abundență vara, unde chiar în prima parte a zilei se observă un număr mare de turiști, așa că uneori la intrare se pot forma cozi interminabile. De altfel, peste 3 milioane de oameni vizitează anual Meteora. Pentru a intra pe teritoriul fiecărei mănăstiri este necesară achitarea unei taxe de 3 euro de persoană și respectarea unui cod vestimentar potrivit vieții monahale de aici. De asemenea, trebuie să țineți cont și de programul de activitate care variază în funcție de sezon. Există zile în care accesul în mănăstiri este restricționat, fiecare dintre ele având un orar aparte. Vara, vizitele pot fi efectuate începând cu ora 9, iar ora medie de închidere variază între 15:30 și 17:30. Iarna, programul se scurtează cu o oră și se mai adaugă zile în care nu se permite intrarea vizitatorilor. În ceea ce privește cazarea, în localitățile din imediată apropiere, ca Lampaca și Castrachi, puteți beneficia de locuri la un preț accesibil. Tot aici se găsesc și magazinele de suveniruri și tavernele cu specificul tradițional. Și în plus la asta vă veți putea bucura de o priveliște care stai răsuflarea. Meteora e un loc minunat și pentru cei pasionați de fotografie. Sigur,
fiecare moment al zilei are frumusețea sa la Meteora, dar apusul este pictat din poveste, căci pe măsură ce astrul coboară, amplu peisaj își schimbă culoarea, conferindu-le stâncilor un contur și o nuanță nouă. Unul din cele mai bune locuri pentru a privi apusul este zona din apropierea mănăstirii Rusanu. Puteți opta și pentru un ghid dacă doriți să aflați mai detaliat istoria fiecărei mănăstiri. Prețurile variază în funcție de numărul de persoane. Un fapt curios este că și regizorii de la Hollywood au rămas fascinați de frumusețea locurilor, astfel încât unele scene din filmul Doar pentru ochii tăi cu agentul James Bond au fost filmate în zona din apropierea mănăstirii Sfânta Treime. Deci, nu ezitați să vizitați această locație în care spiritul va simți bucuria înălțimii.